până acum am gătit foarte bine. Astăzi sper să am și o fler și inspirație la jurați. Atâta tot. Ai, Doamne, Doamne, ce mă... Place și mie să dea drumul la mulete, să chinui și pe ei puțin, da, că și pe noi ne chinui. Bună seara, simpatici! Bună seara, Gina! Acum parcă ai un pic așa de sclipit spre argintiu, cumva. Da, bate spre argintiu. Bă, da, ceva roz și pentru mine, ai? Dar nu te uiți la rujul meu, că bate puțin spre... Așa, bine, mergi. Vreau bomba! Desface bomba! Abia o așteptam toți, mai ales că suntem puțini în echipă și de seama vreau să avem și noi un plus ceva, să ne ajute cu ceva. Hai că tăi îndesfăți bomba, îți dau voie. No, 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 ce faci, gătește bomba? Păchicitor strâmbe. I-am dat o dedicație lui Bontea, bomba aia lui, o să-l bombardez în toate pozițiile. Vedeți că sare, dați-mă parte că sare. A sărit Savarina sus. Mamă, era de sticlă. Doi de trei sunt răniți? Ce o bureală, eu credeam că e de plastic, fraților, dar nu, era bombă pe bune. A sărit acolo un platou, m-am dat la o parte, am crezut că îmi sar ochii din cap. Wow, ce e acolo? Una, două, trei, patru, cinci, ia. Le dă drumul la toate cinci odată și suntem terminați. Prima e... Wow. Noi așteptăm, ne spui? Ce ai, spun, Patre. Ia zi. Mulțumim frumos. La semnul tău să cânte muzica. Ceilalți doi șefi trebuie să cânte refrenul melodiei tale preferate de câte ori vrei tu. Inima de făcură! Păi Scălătescu, nu-i place muzica cu vorbe. El ascultă Paganini, Vivaldi, Verdi. Și dacă ar fi să ne luăm după povestirile lui, singura melodie care știm noi că era de-i plăcea lui cântată de lăutar era Inima de păcură. Sau aia cu a zis că vine și nu mai vine ploaia asta ne lasă. Ați început deja? Repetăm, repetăm. Ce să facem? Am mai multe piese preferate. O să mă mai gândesc, dar nu o să fie, nu o să fie aceeași piesă. Montea o să cânte ceva, Dumitrescu ceva. Și ce mai ai tu acolo, Cătălin? Ceilalți doi șefi trebuie să fie foarte atenți. Înainte de fiecare propoziție trebuie să spună vai de mine. Vai de mine! Asta e mișto că vă penalizez. Bine că nu mai ai pus să fac... Aoleu! Hai, Cătălin, mai vreți? Da! Bun! Vă că-s doar pe noi. Ceilalți șefi n-au voie să vorbească jumătate de probă. Hai să o pun deoparte că s-ar putea să o dau acum. Concurenții celorlalte două echipe vor găti legați la mâini, doi câte doi, iar dacă numărul este impar, iar cei rămași vor fi legați cu șeful echipei. Ma. Te rugăm, așteptăm. Atenție la strategie. Cheamă patru concurenți care nu au fost selectați în bootcamp și repartizează-i în echipe, astfel încât să reveniți la numărul inițial de concurenți. Wow! Scălătescule, ai nevoie de masaj, vrei ceva de băut, cafeluță, măcar câteva mii de euro. Vai, incredibil. A, da, nu m-aș asta e cea mai tare. Asta e o amuletă care ajunge cumva la toată lumea. E fantastic, poate aduce pe cine vrea el la el în echipă, iar în celelalte echipe, la fel, pe cine vrea el. Nu o să-mi aducă mie oameni buni niciodată, sau lui Florin. Bă, nu uitați că în bootcamp au fost și concurenți buni. Da. Și nebuni. Mustăcios, cu pas, greoi. Neveț. Foarfeci are, nu croiește. Omar, rapă. Omar. Păi deja, picioare, picioare, merge. Nu, Omar, nu. Oh, Omar. E la noi, e la noi deja, e la noi. Gata. Da-te, așa, da! Da! Am avut șoptări! Acesta este răspunsul. Nu-i Homar? Nu era Homar, că nu merge. Ce să vezi, n-are picioare. Ai băgat mea și picioare. E, nu, cum nu? Mustăcios cu pas greoi. Scărlătescu, dar n-are mustață. Pas greoi. Crab! Rac, crab, se auzea, crab, gata. Homar e șef. Florin a ridicat, ca de obicei, nici n-am apucat să zic să termin existarea și... Da. Și rac? Ce ți-am zis, măi, rac? O scris gine, rac! O să hotărăști tu cu ce gătește fiecare echipă dintre oadă de homar. Ok. Scoici, Saint-Jacques sau creveți jumbo.
Bun, și cine gustă? Concurenții de la Șef Fără Limite? Nu cred. Senior. Exact. Wow! Oh! 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 Homar la Cătălin, creveți... De ce, bă, homar la mine? Du-te! Și creveți la Cătălin. Șef. Gata, mă, homarul, bă, da, prost. Paco! Hai. Astăzi e șef, Paco. Eu ce? Da. De ce? Pentru că gătești bine, ai gust și sunt fructe de mare. Ar trebui să le știi pe astea cu ochii închiși. Iar amuleta spune așa, hei! Oh, da, toată lumea se oprește în spate! Deja gata, mi s-a făcut un gol în stomac. Echipele adverse vor găti cu o singură mână timp de 30 de minute. Wow. Din timpul probei. Oh, o mână. Mi s-au muiat două picioare rapid, așa? Eu hotărăsc când se activează cele 30 de minute. E, se activează cele 30 de minute, ce să vezi? Hai, e cu o mână, mă, hai mă că puteți! Nu mai curățați cartofii, fierbeți-i! Direct? Da, hai! Știi cum arată o română? Da. Înseamnă că pui doar mâna pe eu ceva, o singură mână! Nu aia, mă! Bă, eu vreau să fie mână! Hai, asta! Are două mâini, pe oală! O mână! Mă uitam după Gina! Nu știi ce înseamnă mână? Ei, eu nici nu știam și cam mi-a fost o leacă de șud, dar zic chiar acum... Băi, ne auzi cu o mână! O mână! Nu dă, o mână! A, nu ăștia n-au... Hai mă, dați-i drumul, băi! Mare cât ăsta! Asta! Așa, îl curești, după care îl tai și vreau să-mi fie că pe margine punem sosul. Aia, aia e, gata! Băi, ne auzi cu o mână! Alo, tăra... Până la urma urmei, lucrează cu o mână și noi am lucrat ieri legați la mâini. Să vă văd acum cum faceți cu o mână, băieții mei, că nu e chiar așa simplu. Ține ceapa. Ține păstârnacul, rulează-l, eu trag cu pilărul pe el, tu-l întorci pe partea cealaltă. Mai trăgeam o tură ăla zbiela că-i trebuia o oală. Fugeam cu o mână să iau o oală. Important este ca să avem toate elementele care durează mult, trebuie puse la fier. Șef, ceva cu brocoliul ăsta. Uite, îți face buchețel, Dumitrescu. Îți face Dumitrescu. Îl prăjești, tempura și prăjit. Eu îți recomand să nu. Eu n-am lucrat cu brocoli oricum, deci... De ce să iau brocoli mai... Stai mă să-ți explic unul. Da, sunt aici, mă scuzați. Ăsta să-și o să-i curce pe ea acolo. Cine, mă? Dumitrescu, să-și să-i curce pe ea acolo. Nu, eu încercam să împărtășesc aceste chestii noi cu cineva pe care am simțit... Na, ei puteau să lucreze cu două mâini, nici n-am cum să mă bag, am zis, bă, Raluca e șefa. Și a fost așa un moment din ăsta de regăsire personală a... Descoperi brocoli. Păi, vreau usturoi tocat, vreau ghimbir, vreau pătrunjel, vreau ardei iute, vreau să fie creveții gătiți cum au fost. Băi, ce brocoliul faci, mă, aici? Vezi că e un pic care mă explică și dumneavoastră, să zică și așa. Ia jumătate de oră, bă, pui botul la vrăjeală. Pare rău. Doamne ferește. Chiar mă prinde de astea. Vezi? Și? Se desface ciudat, adică ca un boboc de floare. Cum îl gătești pe ăsta, de exemplu? Ăsta, băi, lasă-mă în pace. Pe ăsta îl opărești, îl tragi în unt și la revedere, pa. Da, și la Scărlătescu, adică ei cumva s-au turnat că eu neavând ce să fac, să te-am pe capul lor. Nu că e mai ciudat față de brocoliul normal. Hai, vă, să nu stăm, bă, voi dați din... Acolo. Pregătește-ți acolo, bagă-ți unt ca la nebuni. Are un florișență. Usturoi, ardei iute, așa, mult unt. E floare. Da, așa e drept. Mult unt. Nici acasă nu face așa ceva. Nu o să mănânce altcineva din astea. Dar acum ne uităm că nu e ok. Fă-ți acolo treaba. S-o spără că zic că nu era igienic. Dar doar eu am ținut de codiețele pătrunjel. Am ținut de frunză. A zis șef că astăzi trebuie să mă ascultați pe mine. Dacă nu vă convine, nu știu, trebuie să faceți dumneavoastră alegere. Puteți să stați pe margine dacă nu vă convine. Cum ar rupi? Acum a zis să mă ascultați pe mine. Gata, te scurt. Da? Bă? El a spus. Nu eu am inventat. Arată-mi cum ar rupi. Ține unul, trage odată alea și ți-ai rup frunzele, chiar dacă nu ies așa frumos frunză cu frunză. A, trebuie să te iei doi aici, vezi? Dar, dacă da, facem... dar nu punem gura pe astea. Așa are, măi, dar nu punem gura. Băi, femeia asta e dusă. Vezi să nu fie apă prea multă, da? Deci ai grijă, tigaia încinsă. Da, este. Ce am acolo? Toate ok până la momentul în care am văzut că elimină apă și începe să fiarbă. A, mă, nu pot să gata, cred. Gata, șef, o încingă. Băi, bătaie de joc, jur că e bătaie de joc. Chiar ne bat în joc. Fierbe, era foarte încinsă. Băi, hai cu blenderul mai repede, că moare ăla. Stai lângă voi, uite-l acolo. Ralu, e acolo. Tu l-ai spune-ți-m, că de unde n-ai pasă, Ralu? Tot ce-mi doream era să treacă odată momentul ăsta de lucrat cu o singură mână.
pentru că e un handicap foarte greu, nici măcar o ceapă n-ai cum să o pui. Deja știi când te lasă dracu ultimul nerv. Ia, ăsta ți-e spuma de trufe. Lasă acolo. Eu blendam, acum ținea bolul săracu, mi-a alunecat mâinile la mine de unt, că luasem untul cu mâinile, așa cu... N-am mai putut să-l mai tai. Scuză-mă, dar încep să mă enerveze situația în sine. Am gătit cu frâna de mână trasă prima 30 de minute. Băi, nu vreau să fiarbă ăștia, mă, bă, copiii mei. Nu vreau să fiarbă, bă, copiii mei. Nu vreau să fiarbă, bă, frate. Bă, sunt fierți? Ți-am zis? Bă, sunt fierți? Băi, Gabi, sunt fierți? Nu! Nu, șef, nu, dar... Mai trebuie fierți? Nu! La trebuia un pic glasat cu miere, cu mirin, cu ghimbir, sare, piper. Ai! Nu mai trebuie fierți, că erau deja fierți. Și de ce nu te-ai dus să vezi, mă? Păi, dar i-am dat în partea. Mi-ai dat mie, șeful, să mă uit la ei. Haideți, doamna Lina, la piureu de cartofi. Hai la piureu de cartofi, toată lumea, hai! Ia brașii în el, mai rapid, în Dumnezeu, mami mea, le cutat, că nu vă omor, acu! Ce să omor, vă punem ăla, că nu mai pune apă peste cartofi. Brașii, ca să putem curăță! Ce să curăț, mă, dă-i mă cartofi! Hai, țipa și urlam, făceam urechi și nu puteam să mă concentrez. Hai, lasă că mă enervez, îți dau cu ala asta. Pune aici, pune oala aici, să-mi vin. Mai mult țip, mă doare capul. Cum îți mai doare? 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravo, bravo! Vă doresc succes! Ba, greu, greu, foarte dezastru, dar greu. Bă, și așa, una peste alta, ai și farfurie, cât de cât. Cu tot ce a fost în jurul nostru, eu consider că am reușit să facem farfurie foarte bună. Bună seara și bine ați venit, simpaticilor! Bine. Bună seara! Bună seara! Cum este să fiți aici? Emoționant! Wow. Doamne, chiar am emoții, chiar am emoții. Dar totuși e mai bine că stăm aici. E altă postură și atunci e un pic mai lejer. E ciudat, din punctul meu de vedere, cel puțin. Până acum a fost de cealaltă parte a barierei. E o emoție total diferită. Dați seama că sunt niște oameni încolo care au emoții cu adevărat? Da, da. Adică... Noi le-am avut pe ale noastre. Noi le-am avut pe ale noastre. Important e că nu avem cam farfurii. Sper că n-ați mâncat nimic, da? Nu, eu de ieri n-am mâncat nimic. N-am mâncat nimic, am foarte foame. Eu cu două zile înainte n-am mâncat. Bravo! A plecat banda! A plecat banda! Băi! Wow, dar arată super mișto. Cred că este o jurzare destul de grea. Toate farfurile te lovesc în primul rând ca și efect, ca și vizual, ca și frumos. Vă doresc poftă bună! Mulțumim! Bun. Începem cu Finesc, cu Sanjiac sau... Hai mă, iau de aici. Hai să luăm de la stânga la dreapta. Deci aveți așa, piure, ai zis două piureuri, am făcut două piureuri, mi-ai zis să fac, atât am făcut. Două piure de cartofi și piure de păstrânac, piure de păstrânac cu trufe, piure de cartofi simplu. Cinci bucăți de Sanjiac, un soț de trufe, da? N-am luat altceva, nu? Un sos de trufe și un ulei de pătrunjel. E o combinație de gust genială. Eu am gustat prima oară combinația asta de gust Sanjiac și trufe la Cârciumul la Robușon. Și m-a rupt. Bă, gustoșel, n-am ce să zic. Gustoșel, un pic cam dulce, dar nu erau deloc. Ai câștigat, mă? Nu l-a pus rău. La farfuria argintie aveți crevete jumbo. Cardo dulce, sos de curry, crevete... Eu broccoli ăla vreau să... Și broccoli și așa mai departe. Nu e rea, crevetele gătit corect, îmi place crevetele la gust spicy, așa, cumva. Ai și pun crevetele. Dar farfuria pe total cam dulce. Da. Asta? Nu trebuie să mai pui ăla. Ce? Cartoful. Nu. Crevetele e ok. Sparanghelul ăla, ce n-ai voie. Un pic cam dulce, mă așteptam să fie un pic mai spicy toată combinația de gust. Dar o farfurie bună. Foarte bună. Puteți trece la cea de-a treia farfurie. Sigur că da. Care a terminat cu farfuria numărul 2. Ia. Aici a zis piureurile. Piureurile. Unul de porumb, unul de cartofi, pești de culoare. Ia, mă. Și un sos de șampanie cu creveți. Pardon, cu homar. Cu homar. Cam camea, nimic special, niște piureuțe pe acolo, un homar gătit corect, nu este cu nimic în evidență. Aș spun de cumințeală, cum zică treaba. O combinație de gust un pic cam prea dulce, din punctul meu de vedere, dar o farfurie cu gust. Toate farfurile sunt dulce. Aș trebui să pună mai mult lime. Și porumb, da. Și pe să mama. Guste, să fie bună și cu lime. A? Sunt bune. Asta pune de trufe. Piure de trufe foarte interesant. Foarte interesant. E homar. Bun. Lucrat corect. Piureurile toate bune, deosebite. E bun. Carnea de homar a fost gătită absolut minunat. Practic a adus un tribut homarului. O explozie.
Ăsta galben. E porumb. E porumb, așa, ăsta e piure de porumb. E piure de porumb. Piure de porumb, chestia asta se pare o nebunie, vreau să fac și eu acum, pentru că n-am mai mâncat, nu știam că se face, dar e tare rău. Tare. Pomarul e gătit. E foarte bun. Minunat. Foarte gustoasă. Asta este gustoasă. Combinația toată așa. Ce nebunie de gusturi. Bune farfurile astea. Bune. Sunt bune, ne-ai bătut. Să vedem ce gusturi au ăștia. Și eu cred că Florin va câștiga astăzi. Nu știu de ce. Doamne știu. Nu mă pot decide dintre... O să fie greu azi. Toate trebuie bune? Cum a fost, șef? Mai bună la Dumitrescu. Alcoolic? A, Dumitrescu. Dumitrescule, te-ai pregătit să câștigi? Bine! Da o bere, mă, nu-i problemă, da o bere! Hai de dat o bere! O da o bere! Mai nasol o să fie când nu o să intre niciuna. Atunci e groasă, înseamnă că n-am luat nicio farfurie. Ia vezi, bun, bun, bun. Bun. E de noastră, da? Da, da, de noastră. Șampania, vă rog. Hai, acum să vezi, mă. Bine, bine. Șampania cu aur. Acum îl trimit pe fane. Bine, mă. Hai, mă. Am văzut o noi. Hai că a venit Zacusca. Hai. A venit Zacusca. Hai, mă, și noi. Încă toată dată. Ia. Nu cred. Să fac o poză. Ne-au dat-o la geole. De asta e simplă treaba. Auzi, greu bă, să ia, te lupți cu creveți pe lângă Sorine, ala. Dar a fost Omar de 8 puncte și Sanjacu meu de 1 și creveții tăi de 2. Asta e viața. Florin este cumva consternat așa, nu înțelege ce i s-a întâmplat. E, ba da, Omar a lucrat aici. Omarul din start câștiga, Florin. Omarul din start câștiga. Doar ca idee, doar ca idee. Omarul din star câștiga. N-am auzit, dar Omarul e la asta vine din piești. Eu l-am păcălit, băi, Pontea. Eu l-am păcălit să-și ia Sanjacu. Da, bă, tu ești nebun. Da, mă, tu l-ai păcălit tot. Și până acum. Că tu te ține în brațe de când a început concursul. Lactate. Sper să nu fie de la mine, că pare așa cumva o farfurie făcută de Carmen sau de Armenia. Nu era, da. Are niște condimente pe pui, așa cumva. Condimente are, dar n-are sare. Are, nu mi se pare că e nesărat. Vă spun sincer, la voie toată treaba. Da, ciuper ca asta. Da. Pica sărăcăcioasă farfuria, puiul un pic uscat, sosul dulceag, e o farfurie mediocră. Unde e lactata? Lactata, lactata, unde e? E, mă, uite, sos. Ăla e tot. Da, și cât vrei să fie? Mai știu, aici, bă, mi se pare brânzică, că... Știi că de la mine n-are cine să gătească. A, are un pic de brânzică aici. N-are cine, mă. Așa? Ruladă? Nu cred că al meu mai face ruladă în viața lui. E, nu mai face. Nu cred. La cât l-am certat și la cât am zis de rulada vieții, combinația așa n-ar fi fost absolut rea deloc. Dar brânza de capră în combinație cu carnea de porc, nici nu se asemănă. Băi, e o farfurie foarte muncită, uite câte elemente are. E muncită, dar brânză de capră și porc... Cred că cumva a dat-o e de la Dumitrescu din echipă, pentru că mănâncă... Eu cred că dacă mi-ai fi lăsat fără asta, să fi făcut mai mult cartofi dulce, cu zahăr, puțină sfeclă de aici, uite asta așa, și cu brânzica asta așa, ar fi fost senzațională, ea ca și concept. Mi se pare o farfurie gustoasă, o farfurie bună, dar e un pic cam prea platoaș. Nu sunt hater. The 3-1. Oh, de la mine sau de la tine? Primul desert. Da, asta e problema cu ținutul la congelator. La frigider, la congelator. Cred că l-au băgat în blașilă, cu siguranță. Dar e conectibil. Un cheesecake corect, bun, mi-a plăcut. Nu e rău. M-am speriat prima oară. Da. Am zis că e foarte tare. Și geleul ăla, care o să-l fac? Prima oară când pe Sorin nu-l aud că comentează la cheesecake la rece, presupun că, na, fiind și echipa lui la duel, vede cu alții ochi cheesecake cu rece gătit astăzi. E bine că, cumva, am și eu de câștigat de pe urma asta. Ce spui de mac and cheese? Mac and cheese. E mac and cheese sau nu? Nu, știi, ia tu așa. Aici. Cu lime, nu, trebuia să luați în crusta aia de deasupra, mă. Las că luăm. Să nu spui că iarăși Gigi, că, na, nu cred că le-am spus, adică... Bun!
Dar de ce? Mai mult decât cinstite. Mă așteptam Bakerul ăla de deasupra să-i mai facă ceva, dar sunt destul de bune și fără ăla. Nu, nu, asta de deasupra e mișto. Dar de ce nu pene? Nu știu de ce. De? Asta chiar nu știu. Asta cu nu pene, n-am nici mai închide. Nici ce sunt aliatele. O trebuie. Hai să vedem. Alte paste. Arată deci aici e un caneloni. Bă, da, sunt chele, bă. Mă așteptam să fie pline cu ceva. Nu sunt gratinate, sunt doar așa de... Da, da, uite, scheluțe, am zis că sunt plute cu ceva. Aici avem un plating frumos, drăguț, dar n-avem gust. Bă, deci n-avem gust aproape deloc. Nu se compară cu alea. Chiar dacă sunt mai drăguțe, mai frumoase. Da, da. Sunt mult mai drăguțe, dar acasă. Și-a gătit, mă. Ha? Și-a că n-a gătit nimic. Hai, mă, nu poți să zici că n-a gătit nimic. Ai un sos. Florin, hai, mă. Nu, că și-a exact același sos, numai că ăsta l-a gratinat și ăsta l-a stansat așa. Nu e același sos. Mult mai bun. Nu, mă refer la faptul că este același sos și le-a făcut să arate un pic diferit. Deci am muncit și pe o oră, că nu înțeleg ce a făcut. Spunem la emisiunea asta de 10 sezoane că pastele ar trebui fierte în sos și... Asta nu, asta a fost fiartă pur și simplu și nu are niciun gust, are un sosuleț pe acolo foarte puțin și ăla. Asta e de la cutie. Mi se pare o idee foarte interesantă, adică nu... Vreau să te super pe mine. Bă, nu mă între... supăr, n-a gătit asta nimic. Asta este la fel. Asta de... e mai gustoasă, e vorba de gust și de ce a gătit. Voi certați-vă, voi certați-vă că eu... Uite, ideea, dacă era un... Îmi place foarte mult să-l tachinez pe Bontea. Sunt total de acord cu faptul că pastele astea ar fi trebuit să fie trase în sos sau să aibă umplutură. Faptul că Bontea se ambalează foarte tare, dă oarecare satisfacție, pentru că dacă n-ar fi fost echipa lui acolo, nu ar fi avut aceeași reacție. Ce e surprinzător este că deja sunt la a treia notă de 5. Oleu, nu ești bine, adică dincolo sunt niște concurenți în celelalte două echipe care chiar au făcut la individual o farfurie spectaculoasă. Nu e ca elaltă de gustoasă, ți-o spun și nu. Același sos, mă. Bine, mă, zici tu că e același sos. Adică sosul este la fel. Sau că... Da, aveți dreptate că nu e tras. Da. Uite-o și tu cu asta, pe bune. De șofran, că miroase a șofran. Da, fi mă șofran. Cu ceva, la lapte. Ce sunt cartofi dulci sau... E. Cum e? Păi nu e nici prea, nici foarte, foarte. Lipsește garnitura, avea niște crispy, ceva deasupra pe acolo, dar n-a avea nicio legătură. În zona de prima, e mai bună decât prima. Un pic mai bună decât prima. Da. Un pic mai bună. Nu eram neapărat mulțumită de cum arăta farfuria, dar sper să conteze gustul, în primul rând, și sper să pot să mă salvez cu farfuria asta. Ce e aici? Ce e? Iaurt. Sos caramel? Asta mi se pare mai bună decât cealaltă răsăsă. Este foarte, foarte, foarte dulce. Așa nu para... Și para e dulce. Da. Că la o idee mai acrișor. Dar nu e o farfurie rea absolut deloc. Într-adevăr, lipsește un balans, un echilibru între acrișor și prea dulce, dar la nivel de textură este totul este foarte fin și o apreciez, îmi place foarte mult farfurie asta. Găluște cu ceva. Găluște cu banane. S-au băgat pe desert și au pățit. Sau mai repede un papanaș. Da, v-ați băgat în el până la jumate? Da, e papanaș, mă. Papanaș fiert. Un fel de papanaș. Papanaș fiert. Și ăsta ce? Bună. Bună rău. Foarte bună. Da, foarte bună. Hai că mișto idee. Păi da. E idee foarte mișto, dar e cam crudus. Nu e crud deloc. Nu, e fiert că... Deci nu, chiar e fiert că și eu m-am uitat să văd dacă e... Că la asta am uitat prima oară. E un pic cam tare asta, nu? Dar nu e însiropat deloc, e tare, tare. Cred că, hai, un pic de însiropat e, dar nu e destul. Nu gustă ceva, dar nu-mi dau seama de ce. Rămâne pe limba. Crema este neprietenoasă. Gălbenușurile se simt grețoase. Concurentul din spatele acestei farfurii nu cred că a făcut foarte multe deserturi și cred că mai bine ar fi ales să gătească altceva. Asta e. Opa! Alt desert. Ce au pățit astăzi toți? Când vezi bulgărașul ăla mare și frumos și zemuța aia așa cremoasă și distinct. Băi, să nu-mi spuneți că e făcută de un bărbat, că nebunesc, adică la câte fete avem acolo, dacă laptele ăla de pastere e făcut de un nenică, nu știu, trebuie să le iau în brațe. A pus și el niște vanilie în albușul ăla, a pus și el ceva acolo. Laptele cum trebuie. Ce ai pățit? Eu mi-am pregătit pentru desert. Să nu spui că e carrot cake. Am schimbat un pic la plat, am vrut să fie puțin mai pufos și am mai pus și merele acelea care au compensat așa puțin. Acum ce o fi, o fi. Mă scoate un desert, asta e. Băi, gata! Gata! Mamă. Păi mănânc de toate pastilele, prietene. Băi, carrot cake sau e banana bread? E carrot cake, are mare morcov. Este fraged, dulceag. Îmi place crema, care e pufoasă, cremoasă. Bravo! Oricare ai fi tu, nene, spectacol. Astăzi, da, bravo! Super.
Astăzi, bravo! Dragii mei, vreau să vă spun ceva întâi. Chiar dacă concurenții din echipa mea nu sunt aici, vă spun că în 10 sezoane, Șef la cuțite, nu am dat atâtea note mari. Vă mulțumesc foarte mult pentru experiența culinară. Doamne, zic, nu cred! Mamă, ce om fain, ce om extraordinar! Nu venea să cred că ne zice lucrurile alea. Încep să te gândești că ești pe calea cea bună și că faci ce trebuie și clar îți dă un boost de încredere. Faptul că voi mi-ați gătit atât de frumos și atât de gustos m-a făcut să mă hotărăsc să dau amuleta, cea cu ajutorul. Vă aduceți aminte? Unde niște concurenți care au gătit cu voi în bootcamp or să vină și or să gătească și or să completeze echipele voastre. Și a mea. De fapt, e un cadou, nu e amuletă. Nu e ceva rău, e ceva frumos, ca să vedeți că Scârlătescu face primul gest frumos. Deci eu am amuleta, prima amuletă drăguță. Eu am dreptul la doi concurenți dintre ei și ceilalți șefi vor primi câte unul. Cu lapte de pasăre. Bine, bă! Bine, bă! Bine, bine, nu mă așteptam. Nu am făcut, băiatule! Doamne ferește, tu! Eu, șef, bravo! Du-te, bă, aici, nu mai înțeleg nimic. Mă așteptam la așa ceva în viața mea. De unde e? De unde să vină? La el lapte de pasăre. Bravo! Bravo! Bravo. Gabi. Eu? Bine, băi! Bine, băi! Ce ai făcut, bă? Băi, deci am simțit... Băi, deci inima mea a explodat. Ai cheesecake cu Oreo, fructe de pădure și mușchi de pistachio cu... Jeleu cu asta? Cheesecake de pistachio cu lime. Bravo. Foarte bun ăla. Haideți, băi! A ta, Ahmad. Băi, nu vreau să zic senzația aia cum... Mi s-a dus așa tot. Nu mai vroiam să vorbesc cu șefii, nu mai vroiam să vorbesc cu nimeni. Vreau să intru în bucătărie, să rup ușa aia. Chef de pui, chef de pui și sose bechamel. Bravo! Bravo! Nu știu ce zi ai avut, Gigi, dar să știi că ai luat 12 puncte. 12 puncte! Doamne, nu pot să cred. Mă mulțumesc și cu 9, dar 2. Mulțumesc! Bravo! Cheesecake, lime, amaretto, piper roșu flambat cu rom alb. Manciule, n-a fost rău. Zahărul a făcut toți banii. Stefania, nu te mai chinui. Mi-e foarte rău deja, sincer. Ok. 14 cu manțele. Bravo! Dacă făceam plating mai reușit, cred că aveam șanse de 15. Am făcut cheesecake cu crumble și pere poșate, dar nu știu ce a fost în capul meu să tai. Nu, l-ai făcut prea dulce. Foarte dulce. Așa de dulci? Prea dulci. Foarte, foarte dulci. Da, foarte... Numai 13 puncte pentru tinerea Luca. Mă, ce tu ești pe doamne! Ce ai făcut? Papanaș cu brânză dulce, fierți, pesmet, cu unt... Foarte bun! Mulțumesc, șef! Da, gândiți altfel. Interesantă ideea, bravo! Mulțumesc, bravo. Mulțumesc! Yes! Tot una din aceea la care șefii ar fi dat de 3 ori 10 puncte. Da, Carmen? Yeah! Da, Carmen! Bravo, Carmen! Ce ai făcut, Carmen? Carrot cake cu cremă de prânz. Bravo, 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 bravo! Senzație, bravo! Mamă! Cel mai tare! Bravo! Serios! Foarte, foarte gustos! Am făcut cu mâinile pe sus, așa, 10, 10, 10! Impecabil! Acum o regăsesc pe Carmen. Fără greșeală, foarte gustos! Super! Carrot cake-ul ăla chiar era genial! Foarte mișto să mor! Ai fi senzație! Asta e cea mai bună, rua aia! Asta e cea mai bună! Asta e cea mai bună! Florin, ai doar 9 puncte astăzi. Băi, vreau să-mi zici doar atât. Ai făcut-o lasagna sau era la cutie? Nu, nu am făcut-o eu. Și ce dacă ai făcut o oră? Am vrut să umplu, mi-am dat seama după. Băi, mișto ideea, dar umple pasta aia. E caneloni, e trebuie umplut. Da, chiar dacă faci din foi de lasagna. Da, șef. E pasta aia când o desfaci, ce... Deci chiar a fost dezamăgitor, spune-mi. Da, așa ca idee, da, mișto de dezvoltat, dar trebuie lucrat. Da, șef. Hai, baftă. Acop. Astăzi ai obținut 11 puncte. Bravo, bă! Bravo. Ce ai stai și zici ai gătit, bă? Am gătit pește cu un sos de smântână, anașon și... Care? Cu ce ai pus? Bă, și șofran. Șofran. Bravo, șofran.
foarte gustos. Și garnitura unde a fost, Paco? Prima dată am făcut... Ai avut doar pește una, o garnitura, și asta și nu mi-a plăcut. Și l-a schimbat pe legume crocante. Și unde erau legume? Trei legume no, deasupra, aceea, cartofi dulce, ce a fost? Nu știu ce, morcov, da, ce am, am pus morcov, dobleceți și e gustos, Paco, dar... Bravo! Este farfuria ta, Oxy. Eram convinsă. Nu, eram convinsă. Uită-mă. Nu pot compara farfuria mea cu farfuria lui Oxy. Trebuie să fii chiar cretin să nu-ți dai seama. Adică nu putea să fie ea care să meargă acasă. Era foarte stresată și sunt foarte bucuroasă și pentru Oxy că a rămas înăuntru. Mama, am crezut că ies. Am crezut că ies. Nu m-am gândit că eu pot să iau 13 puncte, am zis că eu iau 7 puncte și plec acasă. Nu m-am gândit. Șef, dar a fost foarte bună. Șef, a fost bună, șef. Bă, frate, n-a fost bună, mă. Hai, mă, copiii mei, mă. Nu, aia n-a fost bună. Că gusta așa, că e perfectă, mă. În primul rând am avut încredere că a gustat Carmen, de-aia nici n-am gustat eu. Dar chiar a fost bună. Nu e problema, nu e problema. Tu trebuie să scoți capul din să te apuci să gătești. Te rog. Da, și promit. Gata. Promit. Ai a cincea zi, prieten. Da, așa să ții bătaie de la mine. Eu asta cred că se întâmplă cu băiatul ăsta. E un băiat rușinos, emotiv. Nu știu dacă reușește să gestioneze foarte bine ceea ce se întâmplă acum, cu camera de filmat, cu muncă sub presiune. Dar, până la urmă, de gătit el gătește. Și gătește mult. Aici este vorba doar de cât de bine e pregătit el mental să depășească aceste momente. Și, din punctul meu de vedere, Florin are nevoie de ajutor cu mulți bucătari buni, care nu fac pasul ăsta de a veni cu pace, au nevoie de ajutor să depășească această barieră a emoțiilor.